We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Bucking, got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction, cause they know Brittany Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fuck with. Dacă vrei să cumperi gemuri la un preț mai redus și chiar și Brawl Pass-ul, tot ce trebuie să faci este să intri pe primul link de descriere. Eneba este un partener oficial, trebuie doar să selectezi suma de gemuri sau chiar pass-ul dacă vrei să-l cumperi și să introduci un referral, pe lângă vei primi și un cashback înapoi. Hai, salut băieți și bine ați găsit la un nou videoclip, iar astăzi o să vedem cum am devenit super super toxic, da. Pentru fel să fac un clickbait titlul ăsta, dar da, am reușit să facem și titlul pe Cordelius. Este al cincilea titlu, mi se pare destul de mișto, lăsați-mi și părerea voastră în comentarii. Așa că vreau să apăsați butonul de like să facem mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, pentru că pe ne mă ajută foarte foarte mult. Haideți să facem acolo 56.000 de abonați cât mai repede. Și da, ce pot să zic, astea fiind spuse, haideți să vedem ultimele meciuri de rank, hai că rank, de Gold 3 și titlul Toxic. Bun, deci suntem destul de aproape să facem titlul ăsta pe Cordelius, mai avem nevoie de două meciuri, deci ăsta și încă unul mi se pare. Așa că haideți să facem și noi frumos titlul ăsta, parcă l-am avut în plan de ceva timp, dar totuși nu l-am făcut, nu știu, nu prea am jucat la titlurile astea. Dar da, avem și skinul ăsta super super mișto, o din Cordelius, cu siguranță cel mai bun skin pe Cord, pe Cordelius, la asta mă refer. Oh, nice, m-au dat gol ai mei. Am făcut repede un kill, am luat pe la lume și s-au descurcat. Mi-a dat frumos un kill, deși am Piper. Ember e super bună pe harta asta, dar Piper, vă dați seama că nu. Avem și Mute-ul, pentru că au Mortis-ul ăla și parcă îmi place mai mult Mute-ul contra Mortis. Și contra Jesse, sincer să fiu, pentru că dacă îi dau un Mute și două atacuri, o mor, ceea ce este super. Pe Mortis putem să-l luăm frumos în lume, bam bam. Chiar dacă nu-l omorâm, putem efectiv să îl urmărim. Cam aia e toată faza, dar nu prea a mers bine, în fine, hai să-i dăm aici frumos un gadget, mai avem unul. Suntem aproape și de hypercharge, bă, când au un Mortis, e foarte ușor să încarci hypercharge-ul ăsta pe Cordelius. Dar da, hai să-l batem frumos pe băiatul ăsta repede. Poate că nu trebuia să-mi dau acolo lumea, dar e ok, mă, ne merge, e ok, cât de cât e, ai și ce trebuie, mă, din toată treaba aia, cred. Bun, avem ultimata, avem Hyper-ul, avem și încă un gadget, aș vrea să-l iau pe Mortis, sincer să fiu, pentru că Mortis-ul pune probleme, așa că Mortis-ul să fie, bun, hai să luăm și astea că nu strică, îl lăsăm frumos pe Mortis-ul în bafta lui, poate ne spună un Sandy, bine mă, hai, la culcare cu Sandy, bă, da, vezi că ne-a dat ceva damage, ok, Mortis-ul e mort, nice, bă, nu știu cum o supraviețuit la cu Ember acolo, dar aparent a funcționat în favoarea lui. Are și băiatul ăsta hypercharge, nu prea apucat să-l pună. am fost repede sneaky sneaky. Mai avem un gadget, mă, pe care aș putea să folosesc tot pe Mortis, desigur. Sau încercăm să dăm un gol? Na. Poate dacă mă duceam așa mai mult către peretele ăla din stânga, reușeam să o bag, dar așa nu prea au funcționat, nu prea au mers treaba și s-ar putea să nu stăm chiar atât de bine acum. Sau? De fapt suntem ok, cred, adică dacă reușim aici să facem, bine, mai cum ai avut și Piper un împins, să luăm frumos pe ăla cu Sandy, eu putem să și mergem drept în el, că n-are cum să ne omoare dacă luăm și heal-urile astea, e imposibil, trebuie să ne dea prea multe hituri. Dar da, prima rundă o mers destul de bine, zic că a fost super, super bine. Bă, doar ce am pierdut a doua rundă, deci suntem acum în runda decisivă, cine câștigă, câștigă tot. Și-a făcut la prea multe hypercharge-uri cu Jesse, s-au băgat bine toți, o fine, e ok, e ok, nu contează. O să stau eu mai mult de data asta pe Mortis, că l-am evitat tura trecută parcă pe Mortis și mai mult încercam să stau pe Sandy, dar acum cred că o să stau mai mult pe Mortis, sau? Hai că am stat pe Mortis, m-a băgat bine rău de tot, bă, bine, vezi că a jucat-o super ca lumea Ember, oricum n-are cum să-mi dea asta gol. Sunt aproape și de ultimata, deci oricum pot să-l bag frumos, bam, luăm astea, ne dăm heal, îl și batem frumos. Nu știu exact, opa, uitați, uf, mort, avem și Mortis-ul aici, îl luăm, poate reușesc ca mie să dea un gol, că o să fie doar Sandy, deși, de fapt, oricum o să aibă gadget-ul ăla, nu știu exact ce o să facă, super poartă, nu știu cine, Piper o sărit, ok, nice, perfect, i-am dat la Hyper-ul și Tureta, bă, Jesse își face cam prea repede Hyper-ul, sincer să fiu, și Tureta, de fapt, și-o face parcă prea repede,
merge. O să stăm aici puțin, campăm, așteptăm să vină băiatul ăla cu Sandy sau oricine, puțin mai aproape de mine, după care ieșim sneaky-sneaky. Bun, bine, mamă, vezi că da și Piper bine rău. Hai să luăm aici pe nimeni. Da, măcar și-o dat Waze la Hyper, și-o dat Waze și la Turetă, și-o dat Waze la tot. Deci, în teorie, stăm bine rău de tot meciul ăsta, adică nu cred că se putea mai bine, sincer să fiu. Hopa! Bă, dar era atat cam, cam la o distanță destul de mare, zic eu, că ai ratat acolo. Nu vine, hai că e ok, mă. I-am dat frumos bei la un atac și acum este mort. Mortisul vă comuri și el și este gol. Dăm o pase. Utah. Domnul Utah. Nice, hai că meciul ăsta chiar merge în favoarea noastră. Avem și Hyper-ul acum pregătit. Jumătate din ultimată plus un gadget. Chiar stăm bine rău de tot. Opa. Bine, mă. I-am dat și... N-ați văzut absolut... Bă! Ce pana mea s-a întâmplat, hai mă, dă-i, bine, bravo, hai că a jucat-o bine rău de tot asta cu Piper. Mi-am dat Hyper-ul, mi-am dat ultimata în nicăieri și după aia m-am mai și murit de la Sandstorm, deci am luat full option, am luat full pachet mi-au dat ăștia, deci mi-au dat de toate, tot ce se putea lua, eu am luat acolo, nimic n-a, mamă, ce pana mea se întâmplă, mă. Măcar nu ne-am luat gol, în fine, habar am, bă, aici parcă pe final n-am mai jucat deloc, mă, cum trebuie, am dat, nu știu, am jucat ca o cizmă. În fine, important este că am reușit să câștigăm. Frumos, bam, bam, ne apropiem de titlul ăsta al Năzdrăvan. Titlul ăsta al Năzdrăvan, a jucat bine ăsta cu Ember GG. Hai, trecem la ultimul. Trecem și la ultimul meci, am pierdut prima rundă, deci să vedem dacă reușim să facem din nou clutch. Au ăștia Mortis, Nita și Jesse, parcă, Jesse avem noi, pardon, Ember, așa. Bun, avem Cordelius cu Larry și Jesse, deci eu zic că avem un comp super, super ok. Din nou am avut last pick în Mortis, am avut Cordelius ăsta, deci eu zic că merge, mă. Am dat și eu ultimată în sânge să mă bată. Am jucat pe minus, îmi place când joc așa bine, chiar fac performanțe câteodată. În fine, hai că stăm bine, avem ultimata, da, super tare. Delay-ul ăsta e impecabil, e mișto rău de tot să te joci pe delay, pentru că nu pot să dau și ultimata și gadget în același timp să sar, și cam aia au fost acolo, că eu am dat să sar, dar nu prea mi-a sărit, da? Nu prea mi-a sărit, cam am puțin delay meciul ăsta, bine, e din cauza netului, că nu am tocmai cel mai puternic internet din această lume, dar mergem, ne descurcăm, hai că e doar Mortisul, că am văzut că ăștia doi au făcut kill-uri, Ember are ultimata, avem deja și Hyper-ul, bă, vezi că stăm țiplă. Asta cu Nita, dacă nu-și face urși, nu prea are ce să facă. Din nou mi-am dat gadgetul și nu prea a funcționat, dar alergăm frumos în el ca băieții, pentru că dacă ții alea 3 nu prea are cum să te omoare și poți să dai efectiv, mergi drept ca un botală în față și n-are ce să-ți facă efectiv, indiferent că ți-ți merge fiecare hit, e imposibil să te omoare, pentru că ai mai mult damage ca și Nita. Bun, dar în schimb, dacă luați pe, de exemplu, dacă luați pe Nita în zonă, să nu mergeți drept fără ciupercile alea, pentru că o să vă omoare. Are mult damage, mă, apucă să dea 4 hituri înainte să o bați tu. Deci trebuie să ai puțină grijă. Dar da, merge. E ok. Totuși aș vrea să stau pe Mortis, nu pe Nita, asta că parcă pare mai mult range ca mine și dacă își face ursul, nu prea e de bine. Așa că o să lăsăm pe Cordelius acolo frumos pe Nita. Bă, să sar, hai mă că sar în băiatul ăsta, ușor, bam bam. Îl băgăm, hai că îl băgăm, mă, că decât să ne ia din zonă, eu zic că mai bine așa, dăm aici puțin un 22, bine? Nu, că băiatul ăsta e cel mai bun Nita din lume, are și Silver Nita, hopa, bine? Cam are true red-ul băiatul ăla cu Emo, oh, mă, bă, ușor, mă, cursul tău, bă, l-a bătut tureta aia cu Star Power și m-a bătut și pe mine, în fine. Bă, vezi că e super bine, adică... Nu cred că mai obețește nicio șansă și o irosită la hype. Stai așa, mă, că vorbesc prea repede. Zic și o irosit ursul. Bă, da, mă enervează. Sărim așa frumos în el. Gata, mă, la culcare. Câteodată joc așa de bine Cordelius, câteodată joc așa ca o cizmă. Nici eu nu știu ce fac. Ba joc bine, ba joc prost. Dar toate parcă se întâmplă în același match. Hai să ne luăm frumos ciupercile astea, să ne regenerăm și noi puțin ca băieții și mergem să o bate pe Ember. Pentru că oricum n-are cum să ne omoare. Opa. Și aici, mă.
hai să sărim aici frumos din ultimată, nice, mă, hai că a funcționat, a funcționat, pentru că dacă nu, muream, deci făcea la cycle de ultimată, poate îl bătea și pe Cordelusul meu, dă-i mă Cordelus, Larry, dă-i mă, bine mă, perfect și cam asta ar trebui să fie meciul, îl mai luăm o, bă, da, nu știu, vere, cum fugă ăștia cu Mortis, e ireal așa ceva, Nita deja și renunțat, a avut și el măcar un urs, a funcționat pentru el cât de cât, un urs a avut, dar nu prea a ținut cu el. Bine, ăsta a fost și ultimul meci. Deblocăm frumos ca băieții titlul ăsta mișto rău de tot. Plus 83 am mai avut nevoie, nice. Așa că hai să facem battle. Bun, acum că am terminat, haideți să deblocăm acest titlu nesimțit toxic. Mișto, chiar îmi place, e unul dintre cele mai șmechere titluri. Bun, și pe lângă asta, haideți să-i punem frumos noi la Cordelius aici. Ok, haideți că le-am găsit pe amândouă, bam, îl punem pe ăsta prima dată și al doilea o să fie acesta plus pinul care e aici pe la început, oricum pot să-l găsim foarte, foarte ușor, stai așa să-l văd aici, bam, plus titlul de toxic. Da, mă, tata, avem 5 titluri momentan, probabil că o să mai facem, bine, pe lângă astea 4, deci avem ceva titluri, începem să adunăm din ele, destul de mișto, zic, arată acum Cordeliusul nostru.